Domnule ambasador Jinga, sunt bucuroasă să vă revăd de data aceasta într-un dialog transatlantic. Jumătate din cariera mea în Ministerul de Externe s-a consumat în relația cu Uniunea Europeană. Au trecut de atunci 28 de ani. Mă uit în urmă și mi-e greu să cred că au fost ani din viața mea, dar aceasta este realitatea și, într-adevăr, în luna august anul acesta se vor împlini 5 ani de când țara mea, România, m-a trimis la ONU să-i apăr interesele la New York. Cu siguranță v-ați fi dorit de Paște să fiți în România, să fiți la Câmpul Lung, la dumneavoastră sau la Mioare. Da, văd că v-ați documentat bine. Anul trecut Paștele l-am făcut acasă la Câmpul Lung. Acolo sunt rădăcinile noastre. Toată fibra mea rezonează la ce se întâmplă la Câmpul Lung. Acolo îmi încarc bateriile de fiecare dată când mă întorc din drumurile mele îndepărtate prin lume. Și da, aveam un plan să ne vedem și anul acesta cu familia de Paște, pentru că, vedeți, anii trec, toți îmbătrânim. Tatăl meu s-a stins acum un an și jumătate. Întotdeauna ai regretul că nu ai stat suficient de mult cu ai tăi. Ți se pare că ai alte priorități, că o să o faci mâine, poi mâine și constați la un moment dat că acel mâine devine irelevant. Da, am fi vrut să fim acasă cu restul familiei, cu fiica noastră, cu familia ei. Sunteți, domnule ambasador, născut într-o familie de dascăli. Tatăl dumneavoastră, învățător la Mioarele, ce frumos! Este cel mai înalt deal din țară, 1017 metri, de pe vârful dealului Chiciora, așa se numește. Poți proba practic că pământul e rotund. Asta spun prietenilor mei de pe aici și de prin alte părți. Dacă vreți să verificați teoria că pământul e rotund, veniți la mine, la Mioarele, la Mățău, așa se numește satul, și de pe platforma din vârful dealului Mățău, te uiți cu ochii roată și vezi că se închide cercul Pământului. Vezi Carpații de o parte și după aceea toate dealurile subcarpatice de jur împrejur. Când eram în liceu, mergeam deopotrivă la olimpiadele de limba română și de fizică și am ajuns de câteva ori la fazele naționale. Aveam un profesor de fizică foarte bun, un profesor tânăr. Întotdeauna căutăm modele la vârsta de 14-18 ani și datorită lui am mers la facultatea de fizică. N-am regretat acest lucru pentru că am spus-o, continui să spun acest lucru. Fizica, poate pare puțin lipsit de modestie, dar fizica îți dezvoltă o minte logică. Gândești în secvențe logice cu date de intrare, un algoritm, date de ieșire, întotdeauna trebuie să existe o relație cauză-efect. Și acest lucru cred că pe mine m-a ajutat, inclusiv când îmi structurez textele pe care le scriu, intervențiile, discursurile, articole pe care le public. Care este situația acum la New York? Vedeți, aș fi precaut să fiu și mai pesimist decât e cazul și mai optimist decât îmi permit datele pe care le am acum. Practic, situația evoluează de la o zi la alta, chiar de la oră la oră. Posturile de televiziune îl arată în mod constant pe guvernatorul statului New York venind cu noi și noi date, pe primarul orașului. Au fost zile în care aveam în 24 de ore 1.000-1.500 de morți în statul New York. În momentul de față, cred că sunt în jur de 16.000 de persoane decedate. Vorbim de statul New York. La nivelul Statelor Unite sunt peste 50.000. Și numărul de persoane infectate
din cele care au fost testate este cam de 14%. Un studiu făcut de o universitate de aici a extrapolat practic matematic această cifră și a ajuns la concluzia, încă o dată neverificată, practic este o speculație într-un studiu statistic, deci au ajuns la concluzia că dacă din cei testați 14% sunt confirmați ca fiind infectați cu coronavirusul, atunci la nivelul populației statului s-ar ajunge undeva la 2,7 milioane. Este o cifră fantastică, este o cifră care sperie efectiv. Dar, încă o dată, pe datele oficiale comunicate ieri, astăzi, de către autorități, se pare că am fi undeva pe un palier. Însă, măsurile luate la New York au fost practic progresive. De săptămâna trecută s-a impus obligativitatea purtării măștii și a mănușilor în momentul în care intri în spații închise, într-o farmacie, într-un magazin. Primul caz în New York a fost, cred că, la 1 martie. Eu m-am întors din Kenya, am fost o săptămână într-o vizită oficială acolo cu o delegație ONU, m-am întors la sfârșitul lunii februarie. Lucrurile păreau normale, dar în Kenya, în aeroport, ne-au testat cu termometrul electronic temperatura corpului înainte de a ne permite accesul pe teritoriul statului. La câteva zile după aceea a început practic nebunia aici și vă spun că nu ies din casă decât cu măști, pun două măști una peste alta. Este criză de măști, am câteva măști COVID-95 care se spune că sunt mai bune, dar sunt numai câteva și practic le refolosesc, le respălăm. Am ecran de protecție, precum sudorii, din plastic, mănuși de latex. Când revin acasă, mănușile le arunc. Pantalonii cu care ies, pantofii canadiana cu glugă, pentru că și capul trebuie acoperit, rămân la ușă. E o întreagă poveste, o întreagă procedură și, practic, aș minți dacă aș spune că nu există și o anumită doză de stres. Sunt foarte puțini oameni pe stradă. Sigur, mai vezi tineri care aleargă fără mască, deși sunt în cele mai multe cazuri de tineri infectați în New York, dar sunt foarte puțini, câteva persoane, și când ajungem să trecem unii pe lângă alții, luăm distanță imediat, ceea ce nu se întâmpla înainte. Deci, aș zice că situația tinde să fie sub control. Serviciile esențiale ale orașului au funcționat în permanență. Oamenii respectă măsurile impuse, de altfel amenziile sunt considerabile. Există însă o presiune din ce în ce mai mare. Au trecut 6 săptămâni de când stăm în această izolare. Eu ies pentru că trebuie să ies, merg la misiune, nu mai merg în fiecare zi. Multe din hârtiile pe care trebuie să le văd, să le aprob, să le trimit, le primesc și le trimit pe e-mail, mesaje pe WhatsApp, folosim telefonul, reuniunile toate le facem prin videoconferință, trăim în epoca Google, dar nu este același lucru și practic cel mai lucru care îngrijorează cel mai mult este incertitudinea. Nu faptul că ar exista riscul de a ne îmbolnăvi, riscul de a muri până la urmă. Cu o moarte toți suntem datori, aducem aminte George Coșbuc, din zei n-am fi scoboritori, cu o moarte toți suntem datori, dar nu-i tot una leu să mori, ori câine lănțuit. Deci trebuie o anumită decență în tot ceea ce facem și în toate reacțiile noastre, dar ceea ce îngrijorează cel mai mult este incertitudinea. Nu știi nici cât va dura, nici cum va evolua și mai ales nu știm cât de lungi vor fi consecințele în timp și se pare că vor fi. La un moment dat, spitalele erau, în New York cel puțin, erau absolut depășite de situație. Este motivul pentru care președintele Donald Trump a trimis o navă militară, Spital Comfort, care are o capacitate de 1000 de paturi.
la nivelul statului New York avea însă un deficit de vreo 76.000 de paturi de spital, le trebuiau vreo 9.400 de ventilatoare. Sigur, se produc întreprinderi care aveau alt profil și au schimbat producția. Dacă situația se stabilizează, deci acea curbă se cocoașă, cum văd că îi se spune în România, se aplatizează și începe să scadă și presiunea pe spitale va scădea. Dar aici nu se fac internări decât în cazuri foarte grave, nu se fac testări, este un număr de urgență 311 și ni se spune, eu am pe telefon instalat un sistem de alertă COVID și primesc toate alertele de la autorități și ni se spune să nu apelăm acest număr de telefon pentru că este foarte aglomerat, putem trimite un mail și cel mai bine să stăm acasă dacă nu sunt simptome foarte grave. La nivelul comunității diplomatice din New York sunt câteva cazuri, nu am o statistică și probabil că mulți se și feresc să o facă publică, dar sunt colegi ambasadori care sunt în spital, unul dintre ei este de 3 săptămâni, are în jur de 65 de ani și se luptă pentru viață. Înțeleg că de 2-3 zile e mai bine și ar fi stabilizat. Există la nivelul câtorva misiuni, la nivelul delegației Uniunii Europene, de exemplu, sunt cazuri. Din fericire, misiunea României, cel puțin până acum, Doamne ajută, bat în lemn, nu are astfel de situații, dar am introdus o serie de măsuri restrictive care pot să pară mai puțin democratice. De exemplu, nu se iese din clădire, practic cu excepția mea și a altor doi colegi, toată lumea locuiește în misiune. Este o clădire care aparține statului român, cumpărată în anii 70. Acolo avem și birourile și locuințele. Acolo este și Institutul Cultural Român și Consulatul General. Și acest lucru prezintă și avantaje și dezavantaje. Avantajul este că ești într-un fel de bubble, într-o bulă și o anumită protecție. Și dacă cobor la birou, nu a ieșit afară. Dezavantajul este că dacă apare un singur caz în clădire, toată lumea intră în carantină și toată activitatea se oprește. Din acest motiv, i-am rugat pe colegii mei să nu iasă decât atunci când au strict necesar pentru cumpărături, cam o dată la 2 zile, poate la 3 zile, dacă au urgențe medicale. Sigur că da, la farmacie se poate ieși întotdeauna cu mască, cu protecție, cu ochelari. Când se iese și se revine în clădire, se semnează într-un registru. N-a existat așa ceva până acum, dar să spunem că poate să pară așa ușor mai restrictiv. În același timp, nu au voie să stea într-un birou, dacă coboară la birou. Mulți dintre ei pot lucra și de acasă pe calculator, deci din apartamente. Dacă coboară la birou, nu este permis să fie mai mult de o persoană la un moment dat în birou. Secretariatul lucrează prin rotație, am 2 secretare și cu un program redus și ele au tot timpul mască. La mine în birou, când se intră, se păstrează o distanță de 2 metri. Nu e vorba numai de persoana ta individuală, ci de faptul că poți să contaminezi și restul colegilor și echipei. Și mi-e teamă să mă gândesc ce consecințe ar aduce faptul că misiunea României ar intra în carantină și s-ar închide. Pentru că activitatea la ONU, și dacă avem răgaz, vorbim un pic și despre acest lucru, activitatea la ONU continuă. Clădirea s-a închis fizic, practic. Săptămâna trecută, secretarul general a anunțat prelungirea așa numitului teleworking până la 31 mai. Dar de când s-a descoperit comunicarea prin videoconferință, e un mare, mare apetit de ședințe și reuniuni. Săptămâna aceasta am avut 4 reuniuni prin videoconferință numai cu Uniunea Europeană și cu colegii mei de aici. O parte din activitatea la ONU a scăzut în intensitate pe anumite dosare, alte dosare sunt noi, de exemplu se discută permanent, practic, despre combaterea coronavirus. Apropo, ceea ce vorbim în acest interviu este
perspectiva omului Ion Jinga, nu poziția oficială a ambasadorului. Deci prin ceea ce spun, nu angajez în niciun fel statul român și reprezentanța permanentă a României la ONU, misiunea României la ONU. Pe de altă parte, sunt și lucruri extrem de importante. ONU a lansat la sfârșitul lunii martie, în 25 martie, un plan global umanitar de răspuns la COVID-19. O zi mai târziu a fost creat un fond de urgență pentru alimentarea acestui plan. E vorba de 2 miliarde de dolari. Sunt bani, nu sunt atâți cât ar trebui, dar sunt totuși 2 miliarde. Sunt și multe donații de la țările membre și ieri, de exemplu, am avut o ședință de video, bineînțeles, de 2 ore cu secretarul general adjunct, cu doamna Amina Mohamed, pentru a discuta cum reacționează ONU în teren, pentru că la New York noi facem teleworking, dar cei care sunt în misiuni de menținere a păcii, cei care sunt în țări unde sunt programe ONU, unde vorbim de foamete, de malnutriție, de probleme de sănătate, de peace building, deci procese de consolidare a păcii, toată asistența și este în mii și mii de forme asistența pe care ONU o poate acorda. Acolo se face în direct, în teren, nu poți să oferi un vaccin prin telecomandă. Deci ne adaptăm, sunt provocări. Mi-e teamă că vor lăsa urmări. Oricum, după ce această criză se va încheia, sper din toată inima, nu peste foarte multă vreme, nu vom mai fi la fel și cred că nici munca noastră nu va mai fi la fel. Care sunt consecințele economice, sociale? Pentru că deja trebuie să ne gândim și la asta, nu? Repetând ceea ce spuneam mai devreme, că sunt opiniile mele care nu angajează poziția oficială de ambasador al României la ONU, practic ceea ce vă spun acum se bazează pe urmărirea unor fenomene, evoluții, pe, până la urmă, urmărirea opiniilor unor experți și analiști mai percepuți decât mine în problematica economică și aș îndrăzni să spun puțin poate și pe experiența personală a celor 24 de ani de când lucrez în serviciul exterior al diplomației române. Deci, practic, de 24 de ani lucrez în străinătate. Deci, făcând așa o sumă la toate aceste elemente, încerc să vin cu câteva constatări, opinii, fără să am pretenția că ele vor fi confirmate sau că eventual satisfac toate opiniile și răspund 100% realității. Vă spun ceea ce văd și simt eu acum în New York, la etajul 12 în apartamentul unde locuiesc. Deci, cu câteva zile în urmă, la 21 aprilie, directorul general al Fondului Monetar Internațional spunea că actuala pandemie a generat cea mai severă criză de la Marea Depresiune din 1929, a fost marea criză din perioada 29-33 în secolul trecut. În aceeași zi, deci tot 21 aprilie, într-o reuniune online prin videoconferință a Consiliului de Securitate, directorul executiv al Programului Alimentar Mondial, care este o agenție a ONU, avertiza, erau cuvinte dure, practic, avertiza că am putea avea de-a face cu o foamete de dimensiuni biblice. Adevărul este că estimările ONU vorbesc de cel puțin 265 de milioane de persoane care se află în momentul de față în pragul foametei,
datorită acestei pandemii. Sunt peste 30 de țări afectate, toate sunt țări în curs de dezvoltare. E foarte posibil, nu spun că așa se va întâmpla, sper din toată inima să nu fie confirmată această ipoteză, dar e foarte posibil să apară probleme alimentare, probleme de furnizare, de asigurare a alimentelor pentru populație, vorbesc la nivel global. Aici nu mă pot împiedica să nu remarc cu mândria până la urmă normală a unui român că România are un potențial agricol cu care poate hrăni 60 de milioane de oameni. Era exemplul pe care îl dădeam când eram ambasador la Londra și le spuneam britanicilor, noi suntem 20 de milioane, putem să hrănim 60 de milioane, deci dacă vreți, aveți vreodată o problemă de criză alimentară, întorceți-vă spre România. Adevărul este că avem nu doar o mare suprafață agricolă, ci și pământ de foarte bună calitate. Mi-aduc aminte din anii de școală generală, făcut 3 ani de școală generală în satul bunicilor mei, la Mioarele, și acolo era și o materie care se numea agricultură. La țară se făcea agricultură. Și acolo am învățat că cel mai bun pământ, cea mai bună calitate, este cernoziomul. E bine, România are peste 2 milioane de hectare de cernoziom. Există o singură țară în Europa care are mai mult decât noi, Franța. Franța are 2,5 milioane. Deci avem o rezervă extraordinară. Nu cred că în România, dacă știm să folosim corect resursa pe care o avem, nu cred că în România va putea fi vreodată foamete. Dar mai cred că agricultura, relansarea agriculturii în România și valorificarea acestui potențial imens, care în momentul de față tinde să devine mai prețios decât aurul, platina, de petrol nu mai vorbim, ar putea să-i ajute și pe alții, nu numai pe noi. Revenind puțin la situația economică, sistemul economic mondial în epoca globalizării a fost construit pe lanțuri de aprovizionare, pe de o parte lungi, foarte lungi, și s-a întâmplat acest lucru pentru că producția s-a bazat pe furnizorii cei mai ieftini. Nu întotdeauna cei mai reliable, dar important era să fie ieftin și să asiguri transportul rapid, astfel încât se producea pe alte continente cu mână de lucru ieftină, se aducea rapid cu vaporul sau cu avionul. Cu avionul e și mai simplu. Undeva în Occident, în Europa, în Statele Unite, intra pe piață și se scoteau profituri mari. Acum, sentimentul meu este că globalizarea economică a avansat mult mai repede decât globalizarea politică. De aceea, economia mondială post-pandemie, post-criză, cu siguranță se va orienta spre mai multă reziliență și spre rezistență la astfel de șocuri. De altfel, un prim semnal, cred eu, că a fost în 2008, când am avut o criză financiară și ar fi trebuit să fie o lecție. Sigur că după război sunt mulți care pot să spună cum ar fi trebuit făcut, dar criza financiară din 2008 ar fi dus la un colaps al sistemului financiar dacă statele nu ar fi injectat masiv bani în sistemul bancar. Ce mai cred? Cred că această criză va exacerba inegalitățile sociale. Va duce în primul rând la o creștere masivă a șomajului. Dacă ne uităm doar la Statele Unite, iar și date furnizate de autorități, în momentul de față avem 27 de milioane de persoane
care au solicitat ajutor de șomaj începând cu mijlocul lunii martie, deci de când s-au introdus restricțiile. Doar săptămâna trecută au fost 4,5 milioane de noi cereri de înscriere la șomaj. Sigur că vorbim de o țară cu 330 de milioane de locuitori, vorbim de țara care are poate cea mai mare capacitate de reziliență și regenerare, ar trebui să trăiți în Statele Unite ca să înțelegeți imensul potențial al acestei țări. Guvernul american și Congresul au aprobat un ajutor total în jurul a 3.000 de miliarde de dolari. 3.000 de miliarde. Doar pentru întreprinderile mici și mijlocii a fost aprobat săptămâna trecută un pachet de 500 de miliarde. Țările mari vor reuși să depășească momentul și se vor adresa. Problema este cu lumea în curs de dezvoltare. Este o apreciere a specialiștilor pe care aș confirma-o și eu, pentru că trăiesc această experiență. Vedem deja o accelerare a procesului de înlocuire a forței de muncă umană prin automatizare, lucru la distanță, teleworking, iarăși vorbeam de așa ceva. Mai cred și altceva, urmărind, discutam de lanțurile de aprovizionare și de producție. Pentru a reduce riscurile și a crește reziliența, se observă, pentru că această pandemie a fragilizat practic foarte mult aceste lanțuri de producție, se observă deci o tendință de relocare a producției și a aprovizionării spre țările de origine. Deci marile companii americane au început deja să facă acest lucru, nu mai produc undeva departe în Asia, sigur, ieftin, ci își relochează producția fie în Statele Unite, și este o tendință încurajată puternic de către actuala administrație. Ne aducem aminte că practic a fost un mesaj încă de la începutul mandatului, sau în țări mai apropiate, țări sigure, țări prietene. Și același lucru cred că o să-l vedem și în Europa. Pe de altă parte, cred sau îmi place să cred că prioritatea economică a guvernelor, dar și a marilor companii, va fi mai puțin productivitatea și mai mult reducerea șomajului și asigurarea protecției sociale. Deci poate profiturile vor fi reduse puțin. Sigur că orice firmă trebuie să lucreze pe profit, este absolut normal, este o lege a pieții, dar cred că vom fi obligați să acordăm mai multă atenție asistenței sociale, protecției sociale. Într-un cuvânt, până la urmă, pentru că am vorbit de reziliență, de globalizare, cred că va trebui să identificăm un nou echilibru între avantajele globalizării, pentru că sunt avantaje indiscutabile, și necesitatea unei reziliențe asigurătoare, aș spune eu. ONU, cum se va schimba după această pandemie? Ce poate face? Și ajungem iar și la acea foamete de proporții biblice despre care deja am vorbit, domnule Jiniga. Pentru că trăim într-o lume globalizată, degeaba avem în Statele Unite sau în Europa sisteme medicale foarte bune. Dacă undeva în Africa sistemul este slab sau practic inexistent, libera circulație, migrația legală, mai puțin legală, mai devreme sau mai târziu, chiar dacă nu în mod direct și printr-un circuit care poate să implice 5-6 alte țări, ajunge și la noi. La întâlnirea cu secretarul general adjunct al ONU, cu doamna Amina Mohamed, ne spunea că ONU va anunța în zilele următoare un proiect pentru descoperirea unui vaccin la un orizont de 6 luni,
specialiștii vorbesc în general de un interval între 6 și 18 luni și că ONU va solicita ca acel vaccin să fie considerat bun public. Deci să poată fi accesibil tuturor. Mă întrebați cum s-a schimbat activitatea la ONU. Ceva v-am spus până acum. V-aș mai spune însă și faptul că, în general vorbind, această pandemie a alterat profund diplomația internațională. Și dacă va mai dura câteva luni, riscă să aibă implicații semnificative asupra unor domenii fundamentale, precum, mai des spunem, controlul armamentelor, gestionarea conflictelor în curs, drepturile omului, asistența pentru dezvoltare, nu mai vorbesc de îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. O serie de reuniuni cu adevărat importante au fost anulate sau amânate. Vorbesc de Comisia ONU pentru Dezarmare, de exemplu, vorbesc de conferința de revizuire a tratatului privind neproliferarea nucleară, toate reuniunile în marja Comisiei I, Comisia pentru Dezarmare și Securitate Internațională, au fost suspendate în momentul de față. Se lucrează însă pe dimensiunea ECOSOC, Consiliul Economic și Social, pentru că sunt implicațiile socioeconomice care țin de criza actuală. Consiliul de Securitate lucrează, adunarea generală lucrează în plan virtual. Aceste măsuri de distanțare socială, care sunt absolut importante, accelerează tranziția spre diplomația digitală. Sigur că putem vorbi de modernitate, de transparență, de eficiență până la urmă, însă știți ce dispare? Dispare contactul personal, dispare chimia între oameni și acest lucru afectează sentimentul de încredere, afectează și confidențialitatea discuțiilor, negocierilor diplomatice. Iar în relațiile internaționale, chimia personală joacă un rol important, de multe ori foarte important. Absența acestei interacțiuni personale poate să aibă consecințe pe termen lung. Iar acest lucru este valabil și pentru ambasadori. Pentru că succesul unui ambasador în țara unde este acreditat sau la organizația internațională unde este acreditat depinde foarte mult de cercul de relații, de calitatea și dimensiunea cercului de relații și de nivelul de acces. În momentul de față, pentru ambasadele bilaterale, preocuparea principală o constituie repatrierea cetățenilor proprii, în timp ce noi, de exemplu, la organizațiile internaționale avem ca priorități soluționarea unor probleme generate de consecințele pandemiei, de la asistență medicală de urgență, umanitară, probleme sociale, vorbeam de Consiliul Economic și Social. Una peste alta, cred că asistăm la o confruntare între interdependența internațională, care este o realitate, este o consecință a globalizării și va rămâne și se va accentua această interdependență internațională, și tendințele izolaționiste, pentru că și ele sunt tot mai prezente. Iar în acest joc, poate diplomații ar putea deveni promotorii unui nou tip de globalizare. O globalizare în care frontierele sunt mai puțin permeabile, dar informația, datele circulă mult mai rapid și la nivel global. Și din această perspectivă, poate puțin și ca deformație profesională a începutului, am fost inginer fizician într-un institut de cercetare, dar cred
că este de anticipat o creștere a importanței științifice și tehnologice în diplomație. Diplomații vor trebui să știe cum să folosească aceste avantaje în relațiile cu partenerii, inclusiv pentru a atinge obiective politice și economice în serviciul țării care e acreditat, în serviciul țărilor. De asemenea, cred că abilitatea de a folosi rețelele sociale ar putea deveni și ea o condiție de admitere în ministerele de externe și de trimitere la post în străinătate. În fine, iarăși glumind puțin, dacă tot comunicăm prin videoconferință, s-ar putea ca normele de protocol și de vestimentație, e un cod obligatoriu pentru orice diplomat care se respectă, să nu mai fie la fel de severe. Am văzut glume, fotografii pe internet zilele acestea. Cineva, costum, cravată, laptopul în față, lucra acolo, iar în jumătatea de jos a corpului era în pijamale și fără pantofi, pentru că nu se vedea decât ce discutam mai devreme, bustul. Eu am costum întreg pe mine, acum să știți. Însă, vedeți, fără îndoială, diplomația va cunoaște schimbări de substanță în viitor. Ceea ce nu cred că se va schimba vreodată, atâta timp cât va exista diplomație și diplomați, este misiunea primordială, aș spune, a diplomaților de a apăra și promova interesele țărilor lor. Diplomația română are ca deviză Semper Fidelis Patrie. Întotdeauna loial patriei. Eu cred fundamental, cred până la ultima mea fibră în această deviză și în importanța de a-ți face meseria de diplomat cu mintea, cu sufletul și cu tot ce poți să dai, cu toată energia ta în serviciul țării. Am avut șansa acum vreo 3 ani, cred, să prezidez un grup internațional de experți privind transparența cheltuielilor militare. E teribil de complicat să aduci la un numitor comun actor cu interese geopolitice diferite, unor foarte diferite. În același timp, nu știu ce se va întâmpla în toamnă, dacă Comisia I, ca și celelalte comisii, vor lucra virtual sau în ședință fizică la ONU. Îmi doresc din toată inima să reușim să ne vedem acolo. De altfel, înainte de reuniunea comisiilor, care începe prin octombrie, noiembrie, în funcție de comisii, la mijlocul lunii septembrie debutează sesiunea adunării generale a ONU, sesiunea anuală. Și a treia săptămână din luna septembrie, începând cu a treia marțe, este o săptămână de nivel înalt. Săptămâna în care toți liderii planetei vin la New York. Șefii de stat sau de guvern din 193 de țări membre plus organizații internaționale. Vă dați seama ce ar însemna să nu se poată organiza această reuniune, cu atât mai mult cu cât anul acesta ONU aniversează 75 de ani de la creare, 1945. Revenind la problematica securității și dezarmării, în momentul de față sunt numeroase conflicte pe glob și unele dintre ele sunt foarte acute. Nu stau să le număr acum, dar știm despre ce vorbim. Secretarul general al ONU a lansat de aceea la mijlocul lunii martie un apel pentru înghețarea tuturor conflictelor pe perioada pandemiei și o bună parte dintre beligeranți au acceptat acest lucru. Deci sunt semnale îmbucurătoare.
Pe de altă parte, nu vom mai putea continua mult timp doar cu apeluri și cu mesaje video. Interesele din teren, confruntarea, divergențele profunde între părți mă fac să cred că sunt șanse minime ca aceste conflicte să se stingă cu totul, numai pentru că am avut o pandemie. Dar este o perioadă de pauză. Repet, dacă situația se va calma și vom reveni la un alt normal, dar la un normal în câteva luni, atunci probabil vom putea reconstrui aproape de unde am lăsat lucrurile. Domnule ambasador, aveți un cățel? Da, se aude, nu? Este în altă cameră. Am un Yorkie pe Max, pe care l-am luat când eram la Londra. Deci el are pașaport britanic, mai și glumesc puțin când și când. Și suntem foarte, foarte atașați de el. De altfel, de când mă știu, animalele mele favorite au fost câinii. Am iubit câinii, cum nu vă puteți imagina, la bunicii din partea mamei, la bunicii din partea tatălui. Întotdeauna mi-am dorit să am câine. Primul meu câine al meu, când mă pregăteam să plec la primul post la Bruxelles în 1995. Aveam un tackle superb. Din păcate s-a stins când avea un an și ceva într-un accident de mașină. S-a întâmplat acum 22 de ani. Credeți-mă că după 22 de ani eu încă mă gândesc la acel cățel. Am avut după aceea un labrador superb când eram ambasador la Bruxelles. Când am plecat din nou, l-am lăsat la Câmpul Lung, la părinți, avea curte acolo și iarăși eram foarte atașați unul de altul. Și în decembrie, noiembrie 2014, știu că era o perioadă foarte densă pentru mine la Londra, cred că era între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. Și am venit într-o sâmbătă seara târziu acasă pe la 9 de la ambasadă și soția îmi spune să știi că am cumpărat un cățel, o să vină mâine. Și prima mea reacție a fost, măi, la câte am pe cap, acum cine crezi că stă de el, ce o să fie după, unde plecăm, ce facem? E bine, Max a venit a doua zi, era un ghem de blăniță neagră și culoarea bronzului, Black and Tan, așa și scrie în pașaportul lui, și am devenit nedespărțiți. Acum este într-o altă cameră pentru că l-am scos eu, dar altfel unde merg, el e după mine. Am încheiat intermețul. Cel mai frumos lucru care s-a întâmplat în ultima perioadă? Am un nepot. Deci nașterea fiului fiicei mele. S-a întâmplat când eu eram în vizită în Kenya. Deci stăteam ca pe jar, așteptam să văd ce se întâmplă. Cu ajutorul lui Dumnezeu a venit pe lume un copil sănătos, frumos. Toți copiii sunt frumoși și eu chiar cred că nepotul meu este un copil frumos, sănătos și mă rog la Dumnezeu să aibă o viață lungă și frumoasă. Și mă gândesc că când suntem în mijlocul acestei pandemii, cum am putea face ca viața lor, viața generațiilor tinere să fie totuși mai protejată, pentru că până la urmă noi mergem mai departe prin copiii noștri, prin nepoții noștri. Este fabulosul, incredibilul miracol al vieții. Și avem datoria să le lăsăm o lume și o natură de care să se poată bucura și ei. Eu cred cu tărie în importanța și necesitatea protejării naturii și a mediului înconjurător. Cred că prea adesea ne batem joc, bruscăm natura, îi nesocotim
legile, nu o respectăm, omorâm până la extinție speciile sălbatice, distrugem copacii, distrugem pădurile, distrugem albirile râurilor și după aceea ne mirăm de ce avem inundații, poluăm oceanele, sunt milioane, milioane de sticle de plastic în ocean. Am scris acum vreo 2 ani, am publicat un articol pe blogul meu din Huffington Post numit SOS, The World of Blue. Deci SOS, lumea albastră, lumea oceanelor. Cel care este acum în altul reprezentant al secretarului general ONU pentru oceane este un prieten al meu, un om la care țin foarte mult, Peter Thompson, a fost și președintele Adunării Generale, a fost și ambasador al statului Fiji, deci vine dintr-o țară îndepărtată și sunt de aceea la curent cu aproape tot ce se întâmplă în zona de protecție a oceanelor. Deci haideți să fim mai atenți cu natura, să o protejăm mai mult, să o respectăm mai mult, să respectăm speciile de animale și de plante. Și ne va fi și nouă mai bine, pentru că dacă ne socotim natura și ne socotim planeta și natura ne aduc aminte că suntem muritori. Ce considerați că ar fi important pentru noi cei de acasă? Și eu vă mulțumesc că ați dat acele exemple, cum se desfășoară activitatea în această perioadă în misiunea diplomatică pe care o coordonați. E foarte bine să luăm aminte cum respectă New Yorkiezii regulile. Imaginându-mi că vorbesc cu cei doi frați ai mei, unul la Câmpul Lung, celălalt la Arad, și cu prietenii mei de la Câmpul Lung, aș spune așa, vom reuși cu siguranță să depășim această perioadă dificilă. Nu este nici prima, nu va fi cu siguranță nici ultima în istoria zbuciumată a poporului român. Am trecut prin invazii barbare, am trecut prin războaie, am trecut prin molime, am trecut prin cataclisme naturale, le-am învins de fiecare dată. Dar le-am învins prin unitate, prin solidaritate, și prin disciplină. Iar acum disciplina este din nou absolut necesară pentru a învinge pandemia. Am un text, nu l-am în fața mea, dar deci s-ar putea să-l spun aproximativ, dar am un text care îmi place foarte mult și aparține lui Nicolae Iorga. El spunea despre români că suntem un neam părăsit la răscrucerea furtunilor care bat aici din veac în veac și vor bate întotdeauna în acest loc de ispititor belșug și de trecere a oștilor. Uitați ce frumos spune, loc de ispititor belșug și de trecere a oștilor. Și tot Iorga spunea, suntem apți pentru cea mai înaltă civilizație, dar am fost adesea siliți să trăim de la o bejenie la alta. Oricare alții s-ar fi risipit în lume. Noi am rămas și iarăși, spune Nicolae Iorga atât de frumos, cu sabia în mână, de strajă la toate zările, iar când s-a frânt pentru o clipă oțelul, noi am pus în fața dușmanului lama subțire a inteligenței noastre. Și iată, suntem tot acasă. Deci cred că aceste cuvinte ar putea fi definitorii și pentru, până la urmă, pentru perioada, pentru încercarea prin care trecem. Ce aș mai spune eu fraților mei, prietenilor mei de la Câmpul Lung, este că mâine vom începe să reconstruim. Dar probabil multe lucruri nu vor mai fi așa cum le-am știut. România anilor 2020 va purta amprenta acestor momente. Am spus deja, cred că la începutul discuției noastre, că trăim în epoca
Google. Trăim într-un univers în care coexistă și se întrepătrund două lumi complementare. O lume reală, fizică, cea pe care o cunoaștem, și una virtuală. Iar împreună ele alcătuiesc practic societățile, statele, comunitatea internațională în care trăim. De aceea, până la urmă, acest univers de care vorbim reprezintă viitorul conjugat la timpul prezent. Și va trebui să ne adaptăm imaginația, inteligența, resursele, potențialul pentru a construi o Românie prosperă. O Românie de mâine care să își afirme mai bine locul său în lume. Și aici aș spune că este momentul ca România normală și România educată de care vorbește președintele Klaus Iohannis să devină realitate. Din punctul meu de vedere, ingredientele succesului într-un astfel de demers sunt solidaritate, coeziune, depășirea complexului păgubos că aparținem periferiei, pentru că nu este justificat, respect față de sine, dar și respect față de ceilalți români. Trebuie să învățăm să ne respectăm mai mult unii pe alții. Vedeți, nu există drum fără obstacole. Iar atunci când există, cel puțin în viziunea mea, ele nu duc nicăieri. Cred în Dumnezeu și cred că și Dumnezeu crede că merităm să mergem mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador Jinga, și spor la treabă, pentru că e multă treabă, nu? Este, slavă Domnului, de muncă nu ne plângem și nici nu ne e teamă.